seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a galei Heroes I Fight. Ediția aceasta a galei este o ediție specială pentru că marchează debutul promoției noastre în fața publicului. Și ce debut vom avea astăzi aici la Sala Polivalentă din București. 11 meciuri de calitate ce vor ține cu sufletul la gură telespectatorii și vor ridica fanii MMA-ului sala în picioare. Meciurile se desfășoară respectând regulamentul MMA-ului profesionist. Fiecare meci este programat pentru 3 runde a câte 5 minute. Sunt permise loviturile de pumn, picior, cot, dar și de genunchi. Sunt permise lupta la sol, procedeele articulare și strangulările. Sunt interzise loviturile de picior și genunchi la cap când adversarul este la podea. Suntem la categoria 63 de kilograme, reprezentând Miners Team din București, în colțul roșu, Costin Buhnă! Când alții nu fac pasul, să vin dificultate din mâneca să scoți ceasul. Nu stai sub picior, ce dacă ești forțat? Ca să ridici riposte și ai plecat. Nu meritul tău și nu trebuie să pierzi. Nu renunți niciodată ca un lambo accelerez. Ai în spate multă lume ce crede în tine și nu îți permis să lași pe nimeni să te facă de rușine. Stai ca un pitbull atârnat de viitor. Ține-ți că sclavii ăștia nu te vor nemuritor. La tot pasul dai de câte un alegator care dorește cu toată ființa să te bage în capou. Primezi proteza, mănușire în mâini. Un soldat într-o luptă în care trebuie să te adun. Să demonstrezi la toți că tu nu ai stăpâni și că fiecare vorbă care ai zis-o ți-o asum. Să fii rege, recunoscut că ai luptat, renegând un regat, că porți coroana în cap. Campion să fii atunci când te menții, fără frică de nimeni, pregătit în ring să intri. Adversarul său vine din Azerbaijan. Este antrenat de Radu Paul la Absolutul București, în colțul albastru, Isca Ismailov! I got cards, I got shit.
Arbitrul meciului este Scott Mehard, arbitrul anului 2021 în IMMAF. Bună seara, bun găsit de la Polivalenta din București în această seară la cea de-a treia gală I Fight Heroes, o gală în care cap de afiș este Ion Bascu, probabil sau cu siguranță cel mai cunoscut luptător român de MMA al momentului. Alături de dumneavoastră pentru următoarele ore, pentru următoarele meciuri, undeva la 11 lupte în această seară, Tudor Mihăiță și Valentin Halacenko. Începem cu acest meci între un luptător din Azerbaijan care stă de ceva vreme în România. Este vorba despre Iska Ismailov, cel cu shortul complet alb, și adversarul său, Costin Buhnă. Azerbaijanul, o țară cu o tradiție foarte mare în sporturile de contact, în special lupte libere și lupte greco-romane. Da, nici la box nu stau răuazerii, cel puțin pe partea de amatori stau foarte, foarte bine. Și în MMA au crescut foarte mult. Iska este un sportiv complex, atât în lupta din picioare, cât și partea de luptă la sol. Face MMA, jiu-jitsu brazilian și kickboxing la Absoluto București. De partea cealaltă, Costin Buhnă de la Miners Fighter Club, antrenat de Aurel Pârtea. Iska pregătit de Paul Radu și Ciprian Cărăușu. Destul de ponderați cei doi, încearcă să se evalueze, să-și găsească distanțele. Da, s-a scurs undeva la un minut din această primă repriză. Vor fi 3 runde de câte 5 minute fiecare. Asta pentru că suntem la o gală de MMA profesionist. Îi se cere presiune lui Iska de la margine. A reușit să ocupe centrul cuștii. Îl împinge de fiecare dată spre gard pe adversar. De obicei, în acest gen de situație, sportivul încearcă să ducă lupta la sol, încearcă să-l pună pe adversar. O, croșeu foarte bun de dreapta lui Iska. Nu pare să fi fost afectat Costin Buhnă de această lovitură. Da, încă o dată cu brațul drept a încercat Iska Ismailov. Am văzut aceste lovituri ale sale care au conectat cu figura adversară. Bună riposta. Da, da, a venit și riposta. A încercat acum două lovituri de braț Buhnă. Iska mai static, este un luptător un pic mai rigid, cu o forță foarte mare în lovituri, dar și o forță izometrică pentru lupta la sol. De partea cealaltă, Costin Buhnă, deplasare ceva mai mare și văd că nu speculează deloc Iska aceste limitări. Cușca până la urmă este un obstacol, de multe ori sportivii o folosesc pentru a controla atât deplasarea cât și eventuale lovituri ale adversarului. Sunt luptători celebri de MMA care au folosit cușca în favoarea lor pentru a-l ține pe adversar, pentru a-l epuiza și până la urmă a-l duce la sol. Da, totodată mai există un avantaj al sportivilor care se mișcă foarte mult, pentru că suprafața de luptă este mult mai mare în cușcă față de ring, spre exemplu. Da, forma aceasta cu mai multe... O lovitură bună și încearcă un atac la picior. Da, foarte bine s-a dus acum Iska Ismailov peste adversarul său. Poate izola acel braț, a reușit să scape cu mâna de acolo Costin Buhnă. O poziție care se numește demigardă, această situație în care cel de jos prinde cu ambele picioare unul dintre picioarele adversarului. Trecerea acelui picior, scoaterea piciorului dintre picioarele adversarului poate să-l ducă pe Iska într-o poziție foarte bună, control deasupra, în care poate să lovească foarte eficient, dar mai ales să încerce să termine lupta printr-o tehnică articulară sau printr-o tehnică de strangulare. Presiune ținut foarte bine, încearcă să îi îndepărteze mâinile ca să poată să treacă cu piciorul în acea poziție favorabilă. Mare atenție însă că în aceste situații e foarte posibil, mai ales dacă nu lovește, cum se întâmplă în momentul ăsta, dar nu foarte convingător, e posibil că arbitrul să îi ridice. Arbitrul cere de fiecare dată activitate, trebuie să existe acțiune din partea sportivilor, atât în picioare, cât și în clinci la cușcă sau la sol, cum se întâmplă în acest moment. Iska are o poziție foarte bună de a trece de acel picior, de a face o depășire a picioarelor, depășire de gardă.
presează cu cotul. Asta vreau să spun, a presat foarte bine cu cotul, a încercat să-i pună ceva probleme adversarului. E foarte bine pentru Isca, pentru că el lucrează din această poziție, încearcă să-și îmbunătățească poziția, lovește tocmai de aceea arbitrul american Scott Manhard nu intervine. Da, acum lovituri bune din partea lui Isca Ismailov, adversarul său trebuie să se apere, reușește pentru moment să scape, sunt ultimile secunde din această primă rundă. A explodat un pic cam târziu, mai erau 20 ceva de secunde, putea să o facă mult mai devreme și a pierdut acea poziție, vedem, a intrat într-o situație ceva mai dezavantajoasă pentru el, această încolăcire a picioarelor care se numește gardă închisă. Se încheie această primă repriză, o rundă în favoarea lui Isca Ismailov. Asta nu doar pentru faptul că a dominat clar ultima parte a primei reprize cu acea ducere la sol și controlul pe care l-a avut peste adversarul său, dar el a început și foarte bine prima repriză și l-a luptat în picioare. A avut câteva lovituri mai clare față de adversarul său, vedem aceste directe cu brațul din față. Mai mult de atât, Isca Ismailov a ținut centrul cuștii, a fost luptătorul mai relaxat în această primă repriză. Da, a conectat bine cu acest croșeu. Aș vrea să revăd situația în care Costin Bugna a ajuns la sol, să vedem dacă a fost dintr-o lovitură. Aici a fost, da, a fost o lovitură, a fost și dezechilibrat, nu cred că a fost o lovitură foarte puternică. Aici a venit cu lovituri mult mai evidente Isca, însă nu a îndrăznit mai mult. Este și prima rundă și probabil că vom vedea mai mult în acțiune. Acum aceste imagini de final ni-l arată pe Isca în plin acțiune. O primă repriză frumoasă făcută de cei doi luptători. A început promițător această luptă. Ready? Al patrulea meci pentru Isca în MMA, al doilea pentru Costin Bugna. Bugna este campion național de Kempo, probele de full Kempo și de MMA. Isca campion de kickboxing. Da, Isca Ismailov spunea că și în Azerbaidjan a făcut luptă o perioadă, după care a venit aici în România să studieze, a stat la Ploiești, educatul a făcut facultatea. Și de acolo a și dezvoltat un pic cariera, după care s-a mutat la București și acum e la Absoluto. Sunt câteva țări, în special cele din fostul spațiu sovietic, în care prima opțiune a copiilor în sporturi sunt sporturile de contact. Fie că e vorba de judo, de lupte, de box. Cum la noi copiii se gândesc prima dată la fotbal, în țări precum Azerbaidjanul, prima opțiune este legată de sporturile de contact. Din nou precauți cei doi, conectează bine Isca. Este genul de situație în care, mai mult ca sigur, Costin Bugna știe că a pierdut prima repriză. Dacă mai pierde o repriză, în a treia trebuie să-l fac knockout sau să îl submită pe adversarul său. Așa că va trebui să tragă tare în această a doua repriză. Cum menționa că a stat pe spate o mare parte din prima repriză și probabil că deja este obosit. Vedem că respiră un high kick bun. Nu l-a setat foarte bine, n-a aruncat nimic înainte ca să-l distragă pe adversar. Da, a încercat să-l surprindă cu acea lovitură Isca Ismailov. Controlează foarte bine distanța și în această repriză a doua Isca Ismailov. Am văzut câteva încercări de atac ale adversarului, eșuate. Foarte bine punctează cu brațul din față, îl ține la distanță pe Bugna. Acum a încercat și Bugna o serie de brațe. Asta vreau să spun, că a început să simtă foarte bine distanțele. Isca stă, vine din ce în ce mai aproape și are aceste intrări și ieșiri cu lovituri. Deja adversarul său aproape că nu l-a mai atins de aproximativ un minut și Isca a reușit să conecteze mai multe lovituri. Nu îndrăznește însă mai mult, are doar aceste directe cu brațul din față, acum și o directă cu brațul drept. Da, dar a venit izolat acea lovitură. Asta e întrebarea pe care probabil că și-o pun mulți sportivi. În momentul în care ai câștigat prima repriză, când vezi că domini în cea de-a doua, chiar dacă nu e o dominare categorică, mai forțezi, săriști. E un sport de contact, oricând poate să apară un knockout, o lovitură norocoasă, și atunci stai și te gândești dacă merită să mai riști sau să continui să faci un meci mai precaut.
Este totuși la jumătatea luptei. Suntem la jumătatea lui, dar lupta merge în direcția lui. Deja simte foarte bine distanțele. Dinamica luptei e controlată de el și pare că și adversarul a început să obosească. Dacă ne uităm la fizicul lui, Isca are un fizic impecabil de sportiv de performanță. Mai ales că suntem la o categorie joasă, suntem la 63 de kilograme. Da, foarte bine punctează cu brațul stâng Isca. A surprins pe adversarul său, l-am văzut acum pe Bucna, a încercat acel overhand cu brațul drept. Dacă n-ar fi fost acea cădere la sol a lui Costin Buhna, am fi putut considera că a fost un meci de kickboxing cu mănuși de MMA. Vezi care este rezultatul directelor lui Isca, deja semne de sânge, i-a spart nasul lui Costin. Foarte bun logicul. Răspunsul ratat. Un minut, Isca. În distanțele în care găsești frecvent lovitura de braț, mai mult ca sigur că intră și lovitura de picior. În da, aici o serie mai lungă din partea lui Bucnă, dar Isca a făcut la timp pasul înapoi. Bună trebuie săriște, nu mai are multe lucruri de pierdut, în special prima repriză a pierdut-o, a fost dominat și în această, cea de-a doua rundă. Și dacă lucrurile merg în continuare la fel, nu văd cum a reușit să câștige, decât dacă reușește să facă knockout sau să-l sumită. O, ce lovitură de genunchi din clinch! Excelentă lovitura lui Isca! Continuă cu o serie la sol! Mai sunt doar 15 secunde să vedem dacă arbitrul Scott Manhart se gândește să finalizeze. Se duce după o strangulare, o ghilotină, o face din picioare. Strânge foarte puternic, da, mai sunt 4 secunde! Este final de meci. Foarte frumos finalul de meci pentru Isca. Isca Ismailov de la Absoluto București, antrenat de Paul Radu și Ciprian Cărăușu. Iată și steagul țării sale natale, Azerbaijan. A fost un final, am avut un meci așa de nota 8 și un final de nota 10. Corect. Ca în marile gale de afară. A fost acel clinch cu o lovitură. Totul a început de la low kick-ul ăsta. Chiar când spuneam că Bucnă va trebui să se arunce aici foarte bine Isca l-a prins. Un clinch de Muay Thai, un genunchi exact, care a intrat la fix. O serie de lovituri la sol, ground and pound. Bucnă a venit în genunchi încercând să iasă, să salveze. A intrat foarte bine această strangulare și o rotire pe o parte, o finalizare care se numește, este o variație care se numește Hingertin, numită după un celebru campion de jiu-jitsu brazilian, Josh Hinger. E această variație în care se ajunge aproape la spatele adversarului, ca și cum ar fi o strangulare de la spate cu acea ghilotină care este de fapt o strangulare frontală. Și victorie pentru Isca Ismailov de la Absoluto București.